Marcu, capitolul 2. Iisus este invitat în casa unui cetățean dintr-un sat pe nume Capernaum. Vestea despre Iisus se duce destul de rapid prin zona, așa că patru prieteni aduc un bolnav pentru a fi vindecat. Iisus nici nu stă pe gânduri, îl vindecă și îl eliberează de acest greu jug. Numai că în cameră sunt și câțiva contestatari a lui Iisus care îi critică atât atitudinea cât și gestul. Cum vorbește omul acesta astfel? Și acum morala. În viață, chiar și faptele tale bune vor fi contestate, judecate, distorsionate și uneori neapreciate. Dacă nu se pot lega de exterior, se leagă de interior. Dacă nu se pot lega de fond, se leagă de forme, de istoric, de trecut. Nu mai fi surprins. Nu te descuraja, nu te mai stresa inutil și, cel mai important, nu renunța la a face bine. Nu renunța la a investi în oameni, la a adăuga plus valoare în societate. Continuă, cu alte cuvinte, să faci ceea ce ai fost chemat să faci, cu aceeași pasiune și fără resentimente. Fii conștient că este unul care vede și răsplătește faptele tale bune, chiar dacă sunt contestate, judecate, distorsionate și neapreciate.